Sfintele Evanghelii, pace tuturor! Din Sfintele Evanghelii de la Sfinții Apostoli și Evangheliști, Luca, citire. A intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se, a zis, Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune deci tu să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și fericit sunt sânii pe care i-ai sopt. Iar el a zis, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Din Sfânta Evanghelie a Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, să luăm aminte, zisa Domnul, nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului, care este în cer și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru că Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său, cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci să se mântuiască prin El lumea. Apostoli și Evangheliști, Luca, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui, iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se, a zis, Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune deci tu să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și fericit sunt sânii pe care i-ai sopt. Iar el a zis, așa este, dar fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Din Sfânta Evanghelie a Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, să luăm aminte, zisa Domnul, nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului, care este în cer și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Pentru că Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său, Cel Unul Născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci să se mântuiască prin El lumea. Bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiții mei credincioși, astăzi Sfânta noastră Biserică prăznuiește nașterea Preasfintei de Dumnezeu, născătoare, o sărbătoare cu înțelepciune numită de poporul nostru drept credincios, Sfântă Mărie Mică, spre deosebire de prasnicul adormirii Maicii Domnului din 15 august, numită Sfântă Mărie Mare. Iubiți mei credincioși, așezată, deci, la începutul anului bisericesc. Ea constituie poarta de intrare în cuprinsul celorlalte sărbători ca una ce este izvorul întregului șir de prăznuiri la care Biserica Creștină își cheamă de altfel sufletele sale credincioase. E atât de adânc cuprinsul acestei zile, încât pe dreptul cuitorul bucurilor creștine a putut să spună că astăzi începe darul a rodi, arătând lumii pe Maica lui Dumnezeu, prin care cele pământești cu cele cerești se împreună spre mântuirea sufletelor noastre, cum știți de altfel de la stihira vecerniei de aseară. Nașterea Maicii Domnului este rodul rugăciunii evlavioșilor părinți Ioachim și Ana, care doriseră să aibă în sânul familiei lor un urmaș. Tradiția noastră sfântă ne spune că în Nazaret era un om cu numele Ioachim și pe soția sa o chema Ana. El se trăgea din neamul regelui David, iar ea din seminția lui Aaron. Trăiau în pace, binecuvântați de Dumnezeu, pentru milostenile și pentru faptele bune ce le făceau, aveau însă o mare tristețe. Cu toate că ajunseseră bătrâni, nu aveau copii. Și era obiceiul în vremea aceea ca cei ce nu aveau copii erau socotiți în fața lui Dumnezeu a fi oameni nevrednici. La templu, să vă povestesc un pic cum era situată starea lor socială, la templu stăteau mai jos decât ceilalți. Mâncare din mâinile lor nu primea nimeni, iar jertfele aduse erau primite abia la sfârșit, când nu mai erau ceilalți ca să dea jertfe la templu. Suferința lor sufletească era tot așa de mare ca și rușinea ce o aveau și totuși nu cârteau. Cu ocazia unui mare prasnic au mers la Ierusalim, la templu, să se roage, precum și să aducă jertfă pentru dorința lor aceasta de a avea și ei un urmaș. Râfna i-a îndemnat să adună și să aducă mai înainte de a aduce alții. Preotul cel mare, Isahar, care slujea în acea zi, s-a mâniat și i-a înfruntat cu cuvinte aspre, spunându-le, nu se cade a primi daruri din mâinile tale, că binecuvântarea lui Dumnezeu nu s-a coborât asupra ta, din pricina a cine cerce păcate pe care tu le-ai făcut. Întristat,
a plecat bătrânul Ioachim, dar nu s-a întors acasă. S-a dus în munte și acolo, în post, rugăciune și priveghere, se ruga lui Dumnezeu ca să le durească și lor un copil. Sfânta Ana s-a întors și ea acasă și a vărsat multe lacrimi în grădină. Tradiția noastră sfântă așează în rugăciunea acestor bătrâni cuvinte de o deosebită emoție. Astfel, Sfânta Ana se ruga, vreți să citez, Doamne, Cel ce ai făcut cerul și pământul și toate câte se văd, Cel ce ai zis făpturilor să crească, să se mulțească, Cel ce ai binecuvântat pe Sara, femeia lui Avraam, și la bătrânețe a născut pe Isaac și ai dăruit pe Ana, care a fost stearpă, și a născut pe Samuel, prorocul, dă-mi și mie, Doamne, roadă pânteciului, să nu mai fiu de ocară și de urgie oamenilor. Ce voi naște, ori fecior, ori fică, voi închina ție cu toată inima mea și îl voi da să slujească la templul tău cel sfânt. Tot așa, iubiți mei credincioși, se ruga și Ioachim, iar arhanghelul Gavril, al bunelor vestiri de bucurie, a spus lui Ioachim, Bucură-te, Ioachime, și te veselește că eu sunt Îngerul Dumnezeu. Am venit să spun că vei avea o fecioară care va naște într-o feciorie pe împăratul lumii, pe Fiul lui Dumnezeu. Iar Anei, același înger, i-a spus, rugăciunile tale, Ana, au străbătut cerul și lacrimile tale au ajuns la Dumnezeu. Iar mila sa s-a pogorât asupra ta, iată, vei zămisli și vei naște pe fiica cea binecuvântată, prin care se va da mântuire lumii și se va numi Maria. Amândoi, cu inimile pline de bucurie, au mulțumit lui Dumnezeu și după împlinirea vremii, Ana a născut pe pururea Fecioară Maria. Iubiți mei credincioși, așa ne învață Sfânta Tradiție despre nașterea Maicii, care a fost o bucurie la toată lumea. Prin nașterea ei, peretele ce din urmă al vrajbei a început să se cutremure. Prorocii toți s-au bucurat, văzându-și împlinite profețiile lor. Umbrele s-au risipit, nădejile s-au întărit, căci în leagănul mărit din Nazaret și în brațele bătrâne ale Anei fericite se afla Maica lui Dumnezeu. Iubiți mei credincioși, Sfântul Ioan Gură de Aur spune cu privire la acestea, nimeni nu este în viața aceasta ca Fecioara Maria. Cercetează, omule, cu cugetul tău toată zidirea și vezi dacă este ceva asemănător. Sau mai mult decât Sfințenia Fecioarei Dumnezeu, străbate pământul, privește marea împrejur, cu trei răvăzi Duhul, pătrunde cu mintea ta cerurile. Amintește-ți toate puterile nevăzute și vezi dacă există o altă minune la fel cu aceasta în toată firea. Acest cuvânt l-a spus Sfântul Ioan Gură de Aur în cuvântul său despre Fecioara Maria. Astfel, Maica Domnului apare în viața oamenilor, în viața lumii, din binecuvântare și din rugăciune. Coboară din acele familii strălucite asupra cărora s-a revărsat toată nobleța firii și a Harului după un lung șir de regi și patriarhi ai Vechiului Testament, prin care a curs ca prin niște râuri fericirea și slava și care s-au adunat în ființa ei, ființa născătoare de Dumnezeu. Câtă fericire s-a sălășuit în casa aceasta a dreptilor părinții Ioachim și Ana când s-a împlinit această sfântă rugăciunea lor, mai ales că Bunul Dumnezeu binecuvântase casa lor cu fecioara prorocită de Isaie și căreia mai târziu Îngerul Gavril a spus, Bucură-te ceea ce ești plină de har. Cu fiecare zi, cu fiecare clipă venea momentul când fiica lor trebuia să fie adusă la templu din Ierusalim, unde o va lua în brațe arhieleul Zaharia, care binecuvântând pe Domnul, o introduce în cele mai dinăuntru ale bisericii, în Sfânta Sfintelor, unde intra numai arhiereul singur, o singură dată pe an, și unde o va păzi Harul Dumnezeu ca viitor locaș al Fiului Său și al Dumnezeului nostru Iisus Hristos. Iubiți mei credincioși, predania bisericii ne spune că Maica Domnului a rămas în biserică din Ierusalim aproximativ 12 ani, unde s-a pregătit să fie scară cerească pe care s-a pogorât la noi Domnul milelor noastre. Sfintei Fecioare Maria ei s-au adus de către toți creștinii din toate veacurile, cinstire prea aleasă pentru darul ei mare de care s-a învrednicit a fi născătoare de Dumnezeu, de a fi și rămâne pururea fecioară, de a fi rugătoare și mijlocitoare creștinilor în fața tronului dumnezeiesc. Pentru aceasta este lăudată de noi toți în rugăciuni, numind-o mai cinstită decât heruvimii
și mai mărită fără de asemănare decât Serafim. Ea este chemată în ajutor ca una care se milostivește spre întreg neamul creștinesc. Ușa milostivirii deschide o nouă, mai spunem noi, la rugăciune dimineții, binecuvântată, Născătoare Dumnezeu, ca să nu pierim noi cei ce ne dăjduim într-o tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi. Din același simț al venerării ei, imnografii cei mai iscuțiți, i-au închinat și-au închinat și talentul lor în imne de proslăvire iconografii din toate timpurile, i-au păstrat ca pe o comoară de mare preț și ca pe o zestre a sufletului lor, chipul ei acesta cel sfânt, din care radiază dragostea aceasta maternă. Arhitecții au înălțat în pomenirea ei bisericii în toate locurile unde au existat creștini, iar slujitorii bisericii au adresat în cuvântările dedicate Sfintei Fecioare cuvintele cele mai alese, asemănându-o cu tot ce este mai frumos și mai sfânt în această lume. Iată, iubiți mei credincioși, de pildă, cum ne-o prezintă pe Pururea Fecioară Maria unul dintre marii predicatori, mitropolitul Antimii Vireanul: aleasă ești ca cu adevărat ca soarele, pentru că ești încununată cu toate razele darurilor Dumnezei și strălucești mai vârtos între celelalte lumini ale cerului. Aleasă ești și frumoasă ca luna care cu lumina ei strălucește mai mult decât stelele cerului. Aleasă ești ca revărsată zorilor, pentru că ai alungat noaptea și toată întinăciunea păcatului, aducând în lume ziua cea purtătoare de viață. Aleasă ești ca izvorul care cu curgile cereștilor mântății adapă Sfânta Biserică. Ce frumos, iubiții mei credincioși! Tot același mitropolit, ca și alți predicatori, impresionați de măreția Sfintei Fecioare, exclamă și se întreabă: cine este aceasta care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna și aleasă ca soarele? Cu ce flori de laudă voi putea împleti cu luna fecioriei tale, ca una ce ești încununată de toate florile bunătăților de Tatăl Ceresc. Născătoare de Dumnezeu, rămâne o taină necuprinsă cu mintea și pe care vorbitorul nu o poate descoperi. De te vei numi cer, ești mai înaltă decât el, fiindcă ai născut pe Făcătorul cerului. Iar noi creștinii, în simțirea noastră curată, o cinstim punându-o și punându-ne viața sub acoperământul ei cel sfințit. O cinstim păstrându-i chipul ei sfânt în casele noastre, în icoanele noastre, căruia ne închinăm și înălțăm lugărciuni. La orice împrejurare pe buzele noastre trebuie să fie și numele Preacuratei, Preasfinte Născătoare de Dumnezeu. O cinstim și atunci când la botez ne-am hotărât să-i purtăm toată viața numele. De aceea zic tuturor cu numele de Maria, Marian sau cu abrevieri de aici la mulți ani. O cinstim chemându-o neîncetată în rugăciuni spre a ne fi de ajutor și ocrotitoare în toate împrejurările vieții, fiindcă știm că este Maica și Apărătoarea Lumii. Iubiți mei credincioși, este limanul mântuirii, aducând mângâiere inimilor noastre sub acoperântul cel sfânt al ei, ne aflăm noi toți creștinii ca niște adevărați fii ai ei. Maica Domnului este bucuria cea nespusă a neamului creștinesc. Și care este bucuria pe care ne-o revarsă din cerul Maica Domnului? Este într-adevăr bucuria aceasta a mântuirii noastre, Maica Domnului, făcându-se prin nașterea ei și apoi prin cea a nașterii Fiului lui Dumnezeu, începutul mântuirii noastre, după cum glăsuiește și o cântare: astăzi au suflat adieri mai înainte vestitoare de mântuire. Bucuria aceasta care se revarsă din înălțimile cerului peste noi oamenii prin nașterea Maicii Domnului, face să ca și noi să renaștem la o nouă viață curată. Ne sfințește, punând în inimile și în sufletele noastre liniște și pace. Când o cerem în rugăciune, simțim prezența și căldura dragostei sale, simțim sprijinul, ajutorul și mângâierea ei. În curățenia și neprihănirea inimii noastre, în asemenea clipe cu adevărat o venerăm, ne încredințăm și ne dăruim ei, făcându-ne fericiți. Iubiți mei credincioși, credința noastră în sprijinul Maicii Domnului prin prezența ei în mijlocul nostru, în clipele de rugăciune o păstrăm în tocmai ca pe o comoară a sufletului nostru. Prin ceea ce gândim și săvârșim, printr-o trăire neprihănită de adevărați creștini, o avem în casele și în familiile noastre, calea cea mai sigură prin care câștigăm prezența și dobândim ajutorul, este rugăciunea fierbinte. Pentru că prin rugăciune creștinul vorbește cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu toți Sfinții,
Iar locul acestei convorbiri, a acestui tainic dialog, este fără îndoială Sfânta Biserică. Iubiți mei credincioși, ori de câte ori venim la biserică, nu numai că ascultăm cele ce se citește sau ce se cântă, dar noi înșine trebuie să participăm, să trăim momentele cele mai tainice ale Sfintei Liturghii, simțind lângă noi pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe Maica Lui cea Sfântă. Maica Domnului ne rămâne deci chipul desăvârșit de rugătoare și mijlocitoare la Fiul ei și la Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că scris este în Vechiul Testament, dacă știm cele 10 porunci, ținștește pe tată și pe mama ta și asemenea și Fiul lui Dumnezeu, Hristos Mântuitorul, respectă rugăciunile Maicii sale atunci când ea se roagă și cere de la Fiul ei îndurare și milă pentru noi. Iubiți mei credincioși, suntem încredințați că rugăciunile noastre totdeauna vor fi ascultate de ea. Ca una care ne este nouă tuturor Maică. La rândul Său, Domnul și Mântuitorul Lumii ascultă rugăciunea ei pentru noi ca una care este Maica Sa. Și noi știm din Sfânta Evanghelie că în viața sa pământească a ascultat-o, a respectat-o și a cinstit-o, așa cum se cuvine ca oricine să-și cinstească părinții. De aceea, încrederea aceasta nestăvilită în Maica Domnului, mijlocitoarea noastră în fața lui Hristos, nu ne poate părăsi pe niciunul niciodată. Să privim icoana aici, Sfânta, așezată după obicei, în Sfintele noastre biserici, la locul cel mai cinstit, alături de icoana Domnului nostru Iisus Hristos. Câtă blândețe, iubiți mei grincioși, câtă evlavie se găsește în chipul ei, câtă dragoste radiază din privirile ei rugătoare, mereu îndreptate asupra noastră. Ea este înfățișată, ținând în brațe pe pruncul divin, nedespărțită de El. Această unire nedespărțită întruchipează legătura ce s-a făcut între cer și pământ. Între oameni și Dumnezeu, ea rămânând pentru totdeauna mama întregului neam creștinesc. Iar prin ea, prin nașterea Fiului Dumnezeu, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, noi toți, făcându-ne fii ai Tatălui Cerești și frați ai Mântuitorului, să alergăm totdeauna la Maica Domnului cu credință tare și rugăciuni fierbinți spre a-i cere ajutorul și ocrotirea ca una care este tuturor creștinilor acoperământ tare și păzitoare, liman și zid, scară și turn al mântuirii noastre, să zicem și noi cu toții, bucură-te ceea ce-și plină de har, Domnul este cu tine. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.